națională a României, vă spunem și noi la mulți ani! Eu sunt Casiana. Eu sunt Ghi Marțial. Bine ați venit la Link News! Cascada Niagara va fi iluminată în culorile drapelului românesc astăzi în onoarea Zilei Naționale a României, în urma demersurilor făcute pe lângă Niagara Parks Commission de Ambasada României la Ottawa și emisiunea TV Noi Românii difuzată în Canada. Tricolorul va fi proiectat pe apele cascadei azi, între orele locale 21:45 și 22 fix, și momentul poate fi urmărit online. Emisiunea TV Noi Românii este realizată de Raul Dudnic și difuzată în toată Canada pe canalul Omni. Cascada Niagara este un ansamblu format din 3 căderi de apă situate la granița dintre Canada și Statele Unite ale Americii. Pe teritoriul american, în statul New York, se află American Falls și Bridal Veil Falls, iar în Canada, în Ontario, se află Horseshoe Falls, cea mai mare și mai spectaculoasă dintre cele 3. Anul trecut, o româncă stabilită în Marea Britanie și aflată în vacanță în Canada a primit acordul ca de Ziua României faimoasa cascadă să arboreze culorile tricolorului. În februarie 2017, în timpul masivelor proteste din România împotriva OUG-13, Niagara canadiană a fost iluminată în roșu, galben și albastru, în semn de solidaritate cu sutele de mii de români ieșiți în stradă, amintește sursa citată. Topul domeniilor cu cele mai multe angajări de la începutul pandemiei este condus de IT, urmat de comerț, comerț în gros și retail, construcții și domeniul financiar consultanță. Numai companiile din IT au scos la concurs peste 12.000 de locuri de muncă de la începutul pandemiei. Cumulat, cele patru domenii au fost responsabile pentru mai mult de jumătate din numărul de locuri de muncă pentru care angajatorii au postat anunțuri pe platforma Best Job în perioada aprilie-octombrie 2020. Top 3 joburi pentru care companiile au căutat să angajeze în pandemie au fost Software Developers, Support Engineer și System Administrator. Pe locul 2, în topul domeniilor de activitate care au continuat să facă angajări masive, este comerțul. Cu peste 11.000 de locuri de muncă în comerțul angro și cu peste 6.000 de locuri de muncă în retail. În condițiile în care activitățile considerate esențiale, precum comerțul cu alimente și bunuri de larg consum, au funcționat permanent de la începutul pandemiei. Printre specialiștii cei mai căutați din acest domeniu au fost agenții sau reprezentanții de vânzări, logistic planners și trade marketing specialists. Construcțiile ocupă locul 3 în top, alături de domeniul financiar consultanță, cu puțin peste 6.000 de locuri de muncă scoase la concurs fiecare. Există și domenii a căror activitate a fost foarte afectată și care au înghețat angajările pe fondul impactului generat de pandemia de coronavirus asupra anumitor sectoare economice, precum organizarea de evenimente și târguri sau activitățile recreative și artistice. Profitat de mini-vacanța de Ziua Națională și au luat cu asalt stațiunile montane. Și, potrivit unui studiu realizat de o platformă de rezervări hoteliere, vor să călătorească și de sărbători dacă regulile impuse de autorități vor permite deplasările. Potrivit studiului, peste 55% dintre respondenți au intenția de a călători în preajma sărbătorilor de iarnă. Pe de altă parte, însă, din cauza situației incerte, nu și-au făcut rezervări ferme. Aproape jumătate dintre respondenți ar alege pentru vacanța de sărbători pensiunile și unitățile mici de cazare, cabane, apartamente, vile, bungalouri. Alte 24% dintre aceștia ar opta pentru o cazare la hotel. Cei mai mulți dintre românii care și-au rezervat vacanțele de sărbători au optat pentru vacanțe la munte sau în zone liniștite și retrase, în timp ce 18% au optat pentru vacanțe de relaxare în stațiuni balneo și sejururi de tip city break. Cei mai mulți dintre chestionați vor să aloce pentru vacanța de iarnă un buget mediu de 100-200 de lei pe cameră per noapte, în timp ce 29% vor opta pentru unități de cazare unde prețul mediu per noapte este cuprins între 200 și 300 de lei. Lucrarea Poemă Română, compusă de George Enescu, va fi difuzată în premiera pe festivalenescu.ro pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României. Poema Română a fost interpretată pentru prima dată la Festivalul Enescu în ediția din 2017 la Ateneul Român de orchestra franceză Le Siècle și corul regal sub bagheta maestrului François Xavier Roth. Înregistrarea concertului poate fi vizionată gratuit până în ajunul sărbătorilor de iarnă. Poema Română este prima piesă orchestrală compusă de George Enescu în 1897, când abia absolvise studiile la conservatoarele din Viena și Paris. Chiar dacă avea doar 16 ani când a scris-o, lucrarea este o realizare considerabilă, întrucât Enescu avea încă de atunci o înțelegere substanțială a orchestrei. Până la acel moment, muzicianul compusese deja 3 din cele 4 simfonii de școală pentru orchestră, un concert pentru vioară, o baladă pentru vioară și orchestră, o uvertură tragică, precum și o fantezie pentru
pentru pian și orchestră. Premiera poemei române a avut loc la Paris, în ianuarie 1898, sub bagheta lui Edouard Colon. Enescu însuși a dirijat prima reprezentație la București în martie 1899. Dedicată reginei Elisabeta a României, lucrarea nu a fost interpretată pe scena românească între anii 1948 și 1989 din motive politice, întrucât lucrarea se încheie cu acordurile imnului regal Trăiască regele, imnul național al României între 1884 și 1948. Ea a fost inclusă într-un concert al Filarmonicii din București abia în 1990. Cumpărăturile online de Black Friday din Statele Unite au crescut cu aproape 22%, la un nivel record de 9 miliarde de dolari, potrivit datelor Adobe Analytics. În schimb, traficul în magazine a scăzut cu 52,1%. Cumpărătorii preferând să facă achiziții de acasă pentru a se proteja de noul coronavirus, relatează CNBC. Pentru următoarele săptămâni, esențiale pentru sezonul cumpărăturilor de sărbători, traficul din magazine ar putea scădea cu 22-25% față de anul trecut, potrivit unor estimări anterioare ale Sensormatic Solutions. Cumpărătorii au cheltuit 9 miliarde de dolari pe internet în a doua zi după Thanksgiving, cu 21,6% mai mult față de anul trecut, potrivit Adobe, care analizează tranzacțiile online a 80 dintre cei mai importanți 100 de retailer online din Statele Unite. Această sumă face ca ediția Black Friday 2020 să fie al doilea cel mai mare eveniment online din istoria Statelor Unite, după ediția de anul trecut a Cyber Monday, potrivit Adobe. Potrivit estimărilor, Cyber Monday va deveni în acest an cel mai mare eveniment digital din istorie, cu cheltuieli între 10,8 și 12,7 miliarde de dolari, care ar fi cu 15-35% mai mari față de 2019. Toate cele 26 de filme din seria James Bond vor fi disponibile de astăzi, 1 decembrie, pe platforma HBO Go. De la Doctor No 1962 până la Spectre 2015, fanii celebrului agent 007 vor avea ocazia să-i vadă la lucru pe cei 7 actori care l-au interpretat pe Bond de-a lungul deceniilor. Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig. Festinul cu filme Bond are loc cu câteva luni înainte de lansarea celei mai recente producții din serie, No Time to Die, care va avea premiera în 2 aprilie 2021. Netflix propune de astăzi serialul documentar The Holiday Movies That Made Us, care oferă o perspectivă inedită asupra producției de filme cu tematică de Crăciun. Documentarul prezintă interviuri inedite și evenimente din spatele scenei cu persoanele care contribuie la producția unor astfel de filme. I really, really, really love Christmas movies. Elf was a great concept and it was hilarious. Will Ferrell as Buddy. This script was custom made for him. Will read it and said, yeah. And that begins the journey. Nightmare Before Christmas. Tim Burton was a Disney animation trainee. They did not know what to do with him. He was considered such an oddball. Tim was thrilled with the idea of bringing Nightmare Before Christmas to life. He's the most successful director in Hollywood. They said, use $18 million, go make a movie. I'm calling these studios. I'm telling them I have this amazing script. And they said, you are insane to think. Rămânem la filme, dar schimbăm domeniul. Documentarul science fiction Alien Worlds va avea premiera pe Netflix mâine, 2 decembrie. În cele 4 episoade ale sale, documentarul împletește știința cu ficțiunea pentru a-și imagina cum ar arăta viața pe alte planete dacă legile vieții de pe Pământ s-ar aplica în restul galaxiei. Cum ar spune americanii, este highly unlikely ca modelul evoluției de pe planeta albastră să aibă o replică în alte parte a universului, dar cine știe? Oricum e posibil ca unii dintre noi se afle, totuși răspunsul, nu? There are countless planets throughout the universe. Astronomers think it's only a matter of time before some alien life forms are discovered. By applying the laws of life on Earth, it's possible to imagine what could live on alien worlds. Festivalul Vama Fest, realizat de trupa pop rock Vama, a însemnat 7 ore de muzică cu peste 50 de cântece marca Vama Veche și Vama, alături de ateliere și dezbateri despre muzică. Cele 3 direcții ale festivalului au fost hashtag Vama Live Show, hashtag Vama Educație și hashtag Storytelling. Membrii Vama au desfăluit povești din culise și au făcut o adevărată incursiune prin istoria Vama Veche și Vama. Vama Fest a început vineri 27 noiembrie la ora 11 fix, pe pagina de Facebook Vama și pe cea lui Tudor Chirilă.
Show-ul a fost preluat și pe alte pagini de Facebook. Prima zi a fost urmărită în online de peste 1,1 milioane de români, iar a doua zi de peste 780.000 de fani. Pe toată durata evenimentului, fanii au lăsat mii de comentarii pe Facebook și au distribuit live streaming-urile pe paginile lor. Întregul festival digital a fost realizat în studioul trupei Vama, locație care a fost transformată timp de două zile în scenă, studio de televiziune, sală de repetiții și studio de producție muzicală. În întreaga Europa, oamenii sunt atrași de tergurile de mașini vechi în încercarea de a evita autobuzele și trenurile, dar ferindu-se se cheltuie banii pe un vehicul nou într-o perioadă economică incertă. Datele furnizate agenției internaționale Reuters, de firma de cercetare IHS Markit și de site-ul de vânzări Autoscout24 au arătat că s-a înregistrat o creștere a înmatricularilor de mașini mai vechi din Europa, precum și o creștere a căutărilor pe internet pentru vehicule vechi. Creșterea interesului pentru mașinile uzate nu este o veste bună pentru rețelele de transport în comun și nici pentru mediu. Pe termen lung, totuși, trecerea de la transportul public către mobilitatea individuală în epoca pandemiei este de așteptat să ajute producătorii de automobile, afectați de o scădere de 27% a vânzărilor de vehicule noi în Europa în primele 10 luni ale anului 2020. Punem punct știrilor. Eu sunt Ghi Marțial. Eu sunt Castiana. Și ați urmărit Link News. Urmează Link Spot News cu Aida. Pe curând! Au revoir! Și 7 de ani am așteptat pentru ca Naționala de Fotbal a României să meargă la Jocurile Olimpice. Tricolorii vor îmbrăca haine noi. Noul echipament este unul spectaculos, culorile alese fiind alb și albastru. Prezentarea a fost făcută de Mirel Rădoi, George Pușca și Ionuț Nedelcearu. România joacă din nou la Jocurile Olimpice după o absență de 57 de ani. În 2021, Naționala României Under 21 va merge la Tokyo. În 2019, echipa antrenată atunci de Mirel Rădoi a ajuns până în semifinalele campionatului european, ceea ce i-a garantat participarea la Jocurile Olimpice. Noua generație a lui Hagi, Coman sau Pușcaș a reușit cea mai mare performanță în istoria echipei naționale Under 21. Acum, într-o lume schimbată și plină de provocări, ne e dor mai mult ca oricând de eroi pe teren. Iar aceștia, ca orice eroi veritabili, au nevoie de o armură pentru marea lor bătălie. Tricoul special pe care îl visăm cu toții, tricoul olimpic pe care îl așteptăm de jumătate de veac. Noi, suporterii, am desenat acest tricou. Noi am pus în el spiritul acestei generații, simbolurile olimpice, recunoștința pentru legende, speranțele fiecărui copil care joacă fotbal. E un tricou unic pentru o sărbătoare de care ne vom aminti întotdeauna. Federația Română de Fotbal a decis să facă noile echipamente cu ajutorul fanilor. Câștigătorul concursului a fost Cătălin Marian. S-a renunțat la culorile tradiționale. Pentru noul echipament s-a folosit alb și albastru. Prezentarea a fost făcută pe site-ul Federației de Mirel Rădoi, George Pușcaș și Ionuț Nedelcearu. Cumva sunt legat de tricourile echipelor de fotbal. Am o colecție, în special cu tricourile naționale de fotbal. Iar oportunitatea asta cu concurs a venit cumva exact la fix cu lucrurile care îmi plac. Ne poți spune ce te-a inspirat în alegerea designului creat? M-am gândit în momentul în care m-am decis să fac tricoul care ar fi elementul olimpic specific pentru ce s-ar potrivi pe tricourile echipei. Și m-am gândit la flacăra olimpică și atunci am venit cu o idee stilizată a acestei flăcări pe care am pus-o într-un mod creativ pe tricou. Ultima dată când tricolorii au participat la Olimpiadă a fost în 1964, tot la Tokyo. Turneul olimpic de fotbal are loc în perioada 22 iulie-8 august 2021. E un sentiment de mândrie să vezi echipa națională purtând tricoul creat de tine la Olimpiadă, mai ales că vine după o absență de aproximativ 57 de ani în care Naționala n-a fost la un turneu de acest gen.
Tot în 2021, România va participa din nou și la campionatul european Under 21 din Ungaria și Slovenia. De data aceasta, cu Adrian Mutu pe bancă, tricolorii s-au calificat la turneul final, după ultimul meci jucat cu Danemarca Under 21, scor 1-1. Fotbal din România a avut loc în 1907. Din echipe nu a făcut parte însă niciun român. Ușor, ușor, tinerii autohtoni au început să joace și ei fotbal și să înființeze echipe. Mai întâi totul a fost o distracție, apoi din ce în ce mai mulți români s-au îndrăgostit de sportul care a cucerit planeta. Românii au văzut primul meci de fotbal în 1907. Cei drept din echipele care au jucat au făcut parte doar germani și englezi care lucrau în țara noastră. Tot atunci a apărut și prima cronică a unui meci de fotbal. Au mai trecut 2 ani până când sportul rege să înceapă să devină popular. Străinii din industria textilă au înființat Asociația Cluburilor de Fotbal din România. S-a născut o echipă națională care a reprezentat România la un turneu organizat la Constantinopol. Ușor, ușor, tinerii români au început să urmărească cu mai mult interes acest sport. În anul 1913 s-a înființat echipa Colțea. Toți jucătorii, elevii ai liceului Sfântul Sava, locuiau pe acea stradă, așa că s-au gândit că ar fi cel mai bun nume. S-au reunit în 1919, după ce s-au întors de pe front. Colțea București a deschis și o filială la Brașov. Echipa a avut mare succes, iar în 1928 câștiga titlul de campioană națională. Dacă la început totul a fost o distracție, ușor, ușor, totul s-a schimbat. Unirea din 1918 a schimbat lucrurile și în sport. În 1920, Federația Societăților de Sport din România s-a impus în toate zonele. Au început să se înființeze din ce în ce mai multe echipe care, inițial, reprezentau cartiere din diferite orașe. Au apărut primele transferuri de jucători, care au devenit profesioniști, iar derbiurile se jucau între provincii istorice. Cluburile erau susținute la început de uzinele mari. Încet, încet își face loc și cuvântul sponsor. Mai întâi, fanii au fost considerați sponsori pentru că plăteau bani pentru a putea vedea un meci al favoriților sau taxă de intrare la petrecerile organizate de cluburi. Apoi au apărut persoane cu dare de mână, care au oferit sume mari de bani favoriților. În 1939, la invitația regelui Carol al II-lea, echipa națională a Angliei, țara unde s-a jucat pentru prima dată fotbal, a venit la București pentru un meci amical. Drumul Simonei Halep nu a fost deloc ușor. A luptat însă mereu cu îndârjire pentru a ajunge unde este astăzi. Locul 2 în clasamentul mondial și cea mai bună jucătoare din România. Simona Halep a acordat un interviu publicat pe pagina de Facebook Sports Festival, unde a dezvăluit lucruri mai puțin cunoscute de fani. În sportul ăsta mi-a plăcut mereu că luni, în fiecare săptămână luni, începi, să zicem, ai un nou început. Și atunci poți să dovedești, poți să-ți mai dai o șansă în plus să faci ceva în săptămâna respectivă. Părinții mei mi-au spus, de fapt mama mi-a spus că înainte de sportivă să rămân om și să fiu întotdeauna sociabilă, să respect pe cei din jurul meu și să pot să pun în practică educația pe care ei mi-au dat-o de când m-am născut. Tata mi-a spus că întotdeauna trebuie să cred că sunt cea mai bună și să nu cedez, să nu fie frică de eșec. L-am avut idol pe Andrei Pavel când eram copil și mereu când îl întâlneam aveam emoții, bineînțeles, chiar mi-a fost rușine să-i cer autograf. Până la Roland Garros în 2007, cred, înainte să câștig, un an înainte, am mers la meciul lui de dublu și i-am cerut manșeta și de atunci nu am mai dat-o jos din termobag. Deci el m-a inspirat tot timpul și faptul că a câștigat la Roland Garros la junior și el, mi-am dorit și eu să fac același lucru. M-a îndrumat frumos, fără să mă cunoască, ca să spun așa. Adică a fost o energie plăcută între noi când ne-am întâlnit amical la teren. Gheorghe Hagi a fost unul dintre idolii mei per total, nu neapărat în tenis, bineînțeles. Seriozitatea lui, dorința lui de a fi cel mai bun, perfecțiunea pe care o căuta mereu, mi-au arătat că totuși așa trebuie să fii ca să fii cel mai bun. Și am urmat acest model.
În tenis, la fete, mi-a plăcut foarte mult de Justine Nân. Faptul că este de aceeași înălțime cu mine m-a făcut să cred că am și eu o șansă și că nu înălțimea este totul. Dacă ai ambiție, dacă ai dorință de a câștiga, poți să faci și lucruri mari fiind mai mic de înălțime. Nu credeam suficient de mult că sunt în stare să câștig un turneu de Grand Slam. Și în finala asta, chiar dacă am fost condusă destul de mult, set și 2-0, am spus că nu se poate să se întâmple la fel și că anul dinainte, 2017, am condus eu cu set și break și n-am fost în stare să câștig, așa că trebuie să lupt până la capăt, că orice e posibil. Dar am avut mult mai mult curaj și am avut mult mai multă experiență și n-am acceptat că o să pierd meciul. Wimbledon a fost ceva diferit. Wimbledon a fost euforia super, super mare. Nu prea m-am gândit la meciuri. Aveam alte treburi pe lângă și finala a fost totul sau nimic, adică nu m-a interesat că joc contra Serenei, nu m-a interesat că are mai multe finale la Wimbledon decât toate din viața mea. Am mers pe teren și am zis trebuie să joc rapid, trebuie să joc așa cum știu eu că trebuie să joc contra ei și să merg să câștig meciul. Toate deciziile pe care le-am luat au fost importante și dând timpul înapoi, unele au fost foarte curajoase, poate că a doua oară n-aș mai fi luat aceeași decizie, dar faptul că am făcut ceea ce am simțit mereu m-a ajutat să ajung aici. Adică nu m-am gândit niciodată la altceva decât să fie bine pentru tenis. Indiferent că am suferit când am luat o decizie, indiferent că am supărat pe cineva, decizia a fost strict pentru tenis. M-am împlinit ca sportiv și acum încerc să mă bucur și de viață cât se poate. Dar atunci când mă apropii de un turneu, redevin Simona care are ca prioritate tenisul. Și asta va mai fi încă 2-3 ani, cu siguranță. Mă simt destul de matură, pentru că au fost ani grei, au fost 7-8 ani în care săptămânal am fost dintr-o parte în alta a lumii, tensiuni mari, presiunea sportului, presiunea meciurilor, presiunea finalelor de Grand Slam, momente grele în care am pierdut anumite meciuri pe care normal nu aș fi trebuit să le pierd, mici depresii, mici momente de anxietate, dar sufletul mi-e tânăr, sufletul mai poate în continuare să facă față acestor presiuni și acestor tensiuni, ca să le spun așa, pe care noi le avem săptămânal în tenis. Mă bucur de viață mai mult, am învățat să mă relaxez, pentru că în trecut eram doar 100% tenis și nimic altceva. Dar mă simt bine. Sunt Aida, iar acesta a fost Link Sport News de 1 decembrie. La mulți ani, România!